Ancheta demarată la Spitalul de Neuropsihiatrie Săpoca după evadarea unui pacient periculos bate pasul pe loc. 3 luni au trecut de la acest incident și până acum singurele măsuri luate au fost concedierile unui asistent și a unei asistente șefe pentru neglijență în serviciu. Până acum, conducerea spitalului nu a găsit o explicație legată de modul în care a reușit pacientul să escaladeze gardurile de sârmă ghimpată înalte de 3 metri și să evadeze. Am dispus cercetare disciplinară. Prin comisia de disciplină s-a luat note, la toți v-am spus cele două țări care sunt, parcă 25 implicați, nu neapărat în care au fost în serviciu. Dar cei mai vinovați de acolo, pe care i-a găsit în primul rând comisia de disciplină și eu le-am desfăcut contractul de muncă, este asistentul care s-a ocupat de ei, care le-a administrat medicamentele, asistentul Dumitrescu și asistenta șefă. Practic, ea răspunde de tot, din colonar, din pe... Ei ce au făcut? Au făcut o greșeală. Când ei predau, deci când venea la 8 schimbul, ei erau obligați să îi numere efectiv. Băi, câți am? Am 100, 120, 110, câți am? Ei făceau mai mult pe hârtie. Marian Trandaf era internat la Spitalul Săpoca de mai mulți ani după ce își omorâse cu sânge rece mama. Individul a reușit să evadeze la sfârșitul lunii noiembrie 2016, iar după 4 zile de căutări a fost găsit mort în pădure în apropierea satului Mierea de un câine de urmă al jandarmilor. Responsabilii din conducerea spitalului bănuiesc că Trandaf a fugit când se ducea la masă, dar nici această variantă nu este sigură. Pacienții ăștia sunt foarte deștepți. El cred că și-a programat, după părerea mea, înainte lucrul ăsta și-a pândit în moment cât ar fi vigilent. Deci acum nu se știe când a fugit, că a fugit până în 8, că a fugit după 8, că bănuiala asta e că a fugit când s-au dus la masă, că ei merg în colonat. Pacientul deosebit de periculos era în evidență cu tentative de evadare după ce în anul 2014 a fugit de la spital, iar din această cauză, potrivit unor surse, era supravegheat de 3 instructori. Marian Trandaf și-a omorât mama în 2007, crăpându-i capul în somn și tăindu-i apoi gâtul. La momentul respectiv, în fața anchetatorilor, Trandaf a declarat că a plănuit totul din timp, dar și că vrea să fie asasin în serie. Bărbatul a fost trimis la Spitalul de Psihiatrie după ce judecătorii au decis că nu a comis fapta cu discernământ.